Salut, sunt Andrei și astăzi vă prezint mașina de găuriș și înșurubat cu acumulator Makita DF331DSYE. Acest model face parte din noua generație de mașini cu acumulator Makita, compatibile cu acumulatori CXT, litiu-ion. Mandrina mașinii este rapidă, permite prinderea accesorilor cu diametru maxim de 10 mm. Angrenajul are 18 trepte de reglare a momentului de torsiune, plus o treaptă suplimentară pentru găurire, cuplul maxim al mașinii fiind de 30 de Nm. DF330DSYE beneficiază de două trepte de viteză, o treaptă inferioară ce dezvoltă 450 de rotații pe minut și o treaptă superioară ce dezvoltă 1700 de rotații pe minut. Astfel, mașina poate fi utilizată la găurirea în oțel cu burghie cu diametru maxim de 10 mm și la găurirea în lemn cu burghie cu diametru maxim de 21 de mm. Motorul mașinii are 10,8 V și este protejat de o carcasă din plastic cu elemente soft grip și fante de aerisire laterale. Întrerupătorul reglează turația în funcție de cât de tare este acționat și activează LED-ul de iluminare pentru o vizibilitate mai bună a zonei de lucru. Schimbătorul de sens se poate manevra de pe ambele părți ale mașinii, iar mânerul este cauciucat pentru o aderență sporită. Acumulatorii sunt pe tehnologie litiu-ion, au 10,8 V, 1,5 A, sunt din gama CXT, foarte compacti, cu protecție împotriva supra-solicitării. Acest model are o greutate de numai 1,1 kg, poate fi manevrată cu ușurință cu o singură mână, iar crema de prindere la centură ne ajută în momentul în care lucrăm la înălțime. În setul de livrare al produsului găsim certificatul de garanție, carte tehnică în limba română, 2 acumulatori 10,8 V litiu-ion 1,5 A, încărcător, un capăt de înșurubare și valiză din plastic.